Expres de Banat. Știrile circulă mai repede în Caraș Severin. Trebuie, mai ales partea dumneavoastră, că ține de multă banală, să hotărâți legii. Ieșim cu pătura aceasta cu aripi protejate, cu... iar eu până la urmă sunt verde. Dar vreau să vă spun că trebuie făcut ceva, ori vrem să ne dezvoltăm, ori ne facem de râs. Pentru că la noi, în județ, era, este minunat, este frumos, sunt câteva locații nemecă. Cadrul proiectului Primăria Orașului Moldova Nouă are rolul de partener, lider de proiect fiind Fundația Activity. Alături de noi participă la acest parteneriat și Primăria Velico-Gradiște. În ceea ce privește orașul nostru, în cadrul proiectului vor fi amenajate 3 trasee turistice, vor fi achiziționate câte 8 costume populare românești și sârbești. Acestea vor fi folosite de grupul de tineri care vor beneficia de un curs de dansuri tradiționale. Tot în cadrul proiectului se va organiza un târg gastronomic unde vor fi prezentate obiceiurile gastronomice ale zonei. Astăzi am avut o întâlnire pe turism la Moldova Nouă. Cu ce ajută acest proiect comunitatea de aici și, evident, economia orașului? Proiectul este foarte important pentru noi, pentru că deschide un drum mare, o ușă mare, spre ceea ce eu am venit cu mandat în momentul în care am hotărât să candidez la Primăria Moldova Nouă, viitorul orașului Moldova Nouă, nu este obligatoriu să se lege doar de activități industriale. Și că noi suntem într-o zonă extrem de frumoasă, tot timpul spun binecuvântată de Dumnezeu, să avem și dealuri, să avem și Dunărea, să fim chiar primul port la Dunăre, primul oraș la Dunăre în România, cum am putea spune, avem o autostradă care trece pe lângă noi și noi nu o putem folosi, vine ca o mănușă. Acest proiect este micuț ca valoare, dar foarte important că deschide drumul. Expres de Banat. Știrile circulă mai repede în Caraș Severin.